Cum erau cu plajele alea pe care noi le vedem doar din poze și adică când vă duceați erau când se juca Rapid Dinamo Sportul Steaua, veneau 100.000 de oameni, adică imaginea aia cu când trebuia să bați auți, împingeai un pic, era reală? Imaginea e reală și atunci eu zic că nu au fost 100, au fost mai mult de 100. Și ca să puteți să bateți out, dă-te-mă un picuț, vedeți că... Da, erau cu picioarele pe... Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă se juca acum. Și era așa. Eu zic că nu se juca, părerea mea. Dar nu se putea juca niciodată. Deci atunci, după primul, noi am jucat meciul 2. La primul meci s-a anunțat la stadion, că am văzut că vine lumea, duceți-vă acasă că se transmite la televizor. Doar să scape. Doar ca să mai... Era intrare în Bulevardul Muncii. Noi, da. Cabinele erau sus la etaj, dacă mai țin minte. Și era un balconaș unde te încălzeai și noi am ieșit să ne încălzim ca să intrăm în meciul 2. Și când ne-am uitat... Ați văzut? Și, masă de oameni, nu era un loc de la poartă până... Era omor. Adică așa se avea masă, deci nu găseai un loc liber. Când am ieșit, era Petrescu. Dan Petrescu era arbitru. La meciul nostru. Dumnezeu să-l ierte, da. Zice, a plecat. S-a întors să plece. E groasă, nene. Păi i-a zis ăla, băi, cum să pleci, bă, că te zice că dacă nu joacă ăștia acum, dacă nu ieșim, ne linșează oamenii. A, voia să nu... Să nu joace. Da, a zis, nu poți să joacă așa. Cum să poți să joacă? Așa e. Deci eu zic că au fost... Pe hârtie, pe regulament, așa e. Deci cam 80.000, să zice, că avea stadionul pe locul și pe... Așa cu ce am văzut eu zic 100-100 ceva de mii. Și n-a fost niciun incident, nu s-a întâmplat nimic. Vă dați seama să joace Sportul Rapid Steaua Dinamo? Cu ei până aici la... Și erau copii cu căciul pe cap, unul cu un tranzistor, că acum ce uite, vorbea la telefonul mobil de atunci. Știți? Adică sunt imaginile, noroc că mai trăiesc... A fost puțin la tribuna ta, mi-a povestit cineva... Că s-a rupt un ăla și au cam căzut oamenii, nu s-a întâmplat... Păi polițiștii au tăcut numărul. Miliția, pentru că era fotbalul spectacol, nu? Da, mai ales la nici nu prea se mai... Și cu plaje era nenorocit. Mereu a fost plin, niciodată nu a fost cu plajele, cu spectatori puțin. Iar sportul, îmi pare rău că așa toată lumea, n-am avut spectatori. Nu, n-am avut spectatori, dar pe unde ne duceam, umpleam stadionul. Eram de spectacol, adică nu se știa... Când vine sportul de țâți, ce rezultat va fi? Corect. Deci la Craiova, 30.000 de spectatori la fiecare meci. La Timișoara, 40.000 la fiecare meci cu Timișoara. Deci noi pe unde mergeam, la Reșița, peste tot, stadionul plin. Că eram echipă de spectacol și știau oamenii că... Și noastră plecați de pe stadionul la Micu, 5.000 sau cât încăpeau acolo și mergeați la 30, 40, 80, 100. La început, ce 5.000? Aveam 3.000, 2.000. Da. După aia, ușor pe rezultate... Am avut noroc că studenții au văzut că echipa merge bine și erau căminele în jurul. Veneau de acolo. Așa, a început să fie media 80.000 de aia. Au venit foarte mulți greci care îl iubeau pe Gică, așa, că le plăceau la greci de Gică. Erau studenții, că erau, de aici. Erau mulți. Da. În perioada aia erau mulți studenți. Și veneau acolo. Pentru Gică? Da. Veneau și pentru Marcel, că și el alta. Și ușor s-a făcut așa media... Cam 80.000 de spectatori. Dumneavoastră i-ați prins și ca adversari și ca colegi, pe toți trei, pe Dobrin, pe Balat și pe Hagi, nu? Da. Adică mai mult de atâta nu se poate. Pe Dobrin chiar am fost delegat, jucam mijlocaș și în perioada aia, să-l țin om la om. Asta e o poveste mai așa, e simpatică treaba. Deci... Avea mingea și el s-a aștepta ca eu să-l atac decisiv. Și eu nu-l atacam, stăteam și-l tatunam. Că știam ce pățise săracul Tănăsescu, care l-a atacat decisiv și eu dăteam pentru picioare, îl întrebam. Și îmi spune, ce faci? În timpul meciului vă întreba, vorbeam așa, că el cu mingea acolo și eu aici. Și, hai, că ce trebuie faci, să mă ataci. De ce? Nu vreau să te atac. Ia uite, bă, nu, zic, de ce să te atac? Așa de mare era? Da. Mare de tot. Adică noi trăim doar din povești, alte timpuri, că să faci comparații așa. Nu de e cum. Greu. Eu zic că poate dacă Dumnezeu l-a ajutat să trăiască pe Aurica Rădulescu, era mai mare decât toți. Deci, serios? Da. De un stângaci care 3-4 adversari pentru el erau o nimica toată. Deci avea o tehnicitate și 1,85 m înălțime.
e cel mai mare în opinia mea. Asta, mă rog, nu facem topuri, că exact cum am spus, dar pentru... Da, da, așa, pe, da, da. Din ce-ați... Nu poți să așa, așa... Alte vremuri, alte vremuri, sistem de joc. Bătălia e mare între Dobrin, Gică Hagi, acum fiecare dată, Hagi, da, și Balaci. Nici Ilie n-a, că Ilie, datorită accidentului, l-a oprit tocmai când poate urca mult mai mult pe, pe Balaș când l-a accidentat, da, la genunchi. Da, da, da. Jucător de ambele picioare, jucător de travaliu, știa să paseze, de să dea gol. Dobrin te simțea, dădea pase, nu s-a uitat și știa, pac, de aici. Dobrin, alt jucător care, da, cred că ar fi avut loc perfect la Sportul Tudențesc, la cum, la cum era caracterul, da, dumnealui, da, și, da, nu? Da, da, da. Adică... El tot un boiem așa. Da, da, da. Că am lucrat cu el, că am, dacă tot m-am plimbat așa pe la multe echipe ca director sportiv și ca conducător, am avut norocul să dau de el la Pitești când am stat un an de zile acolo până așa. Și mai vorbeam de... Ne mai întâlneam când am fost la Rapid, mai veneau vechii sportivi și aduceau la Rapid, la, la bază acolo în, în Străulești, acolo. Și venea cu, așa, venea cu o sticlă de 2 litri de, de cafea, zice, trebuie să beau cafea ca să nu mai e așa, să fumez. Bă, dar zice, 2 litri, nu e nicio problemă, mai... Ți-a plăcut viața, cum, da, se spune. Da, da, da. La dumneavoastră era atmosfera asta și, adică la, la sportul era atmosfera asta, a spus că în afara terenului și pe teren la fel era, adică, da, relația, da, asta? Da. Probabil că de-aia, exact, da, cum a spus, a și mers treaba. Da, da, da. Odată... Da, da, merge o dată, de două, la trei sezoane, dar la noastră a mers, da, mers până 10-15 ani. Și cam 87-88. Deci m-am lăsat eu, s-a lăsat Gino și atunci ușor, ușor, da, echipa a regresat. Nici mai fiind condițiile pentru că s-au... Da, da. S-au... Nu mai avea cine să... Dar noastră nu ce v-ați desat? Ați devenit antrenor, nu? Da. La cererea echipei. La, la, ca la Divertis. Ați fost numit. Da. N-ați fost ales. Da, da. Adică de mâine ești... Da, aia, să zicem, numit de așa. De, da, da, mai puteați ales... duce? Fără probleme. Da, da. Ales de jucători. De jucători. Da, zic, nu, domnule, vrem ca antrenorul echipei să fie Cazan și cu Iorgulescu. Știți, acum okay, pare greu de crezut, dar exista democrație pe atunci? Adică nu mai vrem pe domnul antrenor, ci vrem pe Cazan? E greu de crezut la, noi, la vremurile la, la noi era. Mac Popescu, un tip deschis, domnul arhitect, care a știut să ducă echipa asta. L-am unde pus pe dumnealui, scuze, prin Moxa pe undeva, nu? Acolo, a, acolo era. Da, acolo Moxa. Era, este, eu zic că e cel mai frumos sediu de, da, de cu. Acum este, vila aia. Da, da, acolo, vilă superbă. Intrare cu, da, da, doamne, cu, da, cum era, era, am fost și eu înăuntru, da, și, da, da, da. Și acolo aveați, acolo era sediu, sediu, da. Și pe aia a venit și clubul, că, da, s-a făcut clubul mare și acolo erau toate secțiile. Asta era... Dar chiar așa a fost o personalitate aparte de lui, domnul Popescu, de, da, exact, da, cum, da, se spune, da, da, adică, da, altceva, alt material. Arhitect. Corect, asta, corect. Știa să vorbească foarte bine, adică avea un... un discurs extraordinar, vorbea bine francez, vorbea bine engleză. Ce frumos. Știa să, da, să atragă. Ne ducea pe unde, când mergeam în turnee, când ne-am dus, aici ne-a, da, aici ne-a salvat pe noi, față de celelalte echipe, turnele, că noi cu banii cam mai jos decât ceilalți. Și mai mergeam pe turnee, mai făcea, da, ce să facea pe perioada aia, așa, noi nu putem să-mi zicem că nu am făcut. Și ne ducea pe la muzee, pe la, hai să vizităm, hai, domne, ne duce să vedem pietre și, băi, bă, cu astea rămâneți, hai să vedem. Asta, da, da. El fiind arhitectură, avea și studenți care erau așa și ne-au adus pentru prima oară în România, cred că a fost fotbal american, adus pe filme de, da? De elevii lui, când el era șef de... Da. Da. Și vă uitați la... Ne uitam la fotbal american, uite, bă, uitați-vă să, să prindeți și... Da. Și de, uite, ăsta e fotbal american, uite, hai să vedeți ce forță mie și asta, și ne arătau filmele astea. Cum ar trebui, da, altceva. Da, da, da. Ei, el, până relația cu, pe care o avea cu Nicu Ceaușescu, a putut să scoată și studenții să-i ducă în excursii, i-a, da, dus în America. El, pe relația asta foarte bună pe care a avut-o cu el. Foarte tare asta. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!